Salutare! Noi suntem în Dodi și astăzi discutăm capitolul 3 din cartea lui Michael Humer, problema autorității politice sau autorității politicului. Capitolul ăsta numindu-se teoria contractului social ipotetic. Înainte de a intra în pâine, niște detalii tehnice. Aveți jos un buton de like, o să vă rugăm să dați like acum. Și dacă, ca să ne ajute în algoritm să iasă videoclipul să meargă la mai multă lume, dacă nu vă place ceva ce spunem, puteți să luați like-ul înapoi oricând, puteți să dați dislike, dar ideea e acum, în clipa asta, dați like. Aștept. Am spus că ați colaborat. Da. De asemenea, dacă vreți să mai primiți notificări și să vedeți și alte emisiuni de genul ăsta, aveți jos un buton de subscribe. După aia o să apară un clopoțel, sunteți deja pe YouTube de ceva vreme, știți ce trebuie să faceți și cu alea. Și la sfârșitul emisiunii o să punem, ca de obicei, o întrebare, ca de obicei zic, de parcă am mai pus de multe ori, nu e, a doua oră, dar ca de obicei, ca de un obicei pe care vrem să-l formăm, o să punem o întrebare din ce am discutat și o să vă rog să vă exprimați jos în comentarii răspunsul la această întrebare. Gabi, contractul social ipotetic. Cu ce se mănâncă animalul ăsta? Păi, dacă în capitolul precedent Humer a demolat fiecare argument pentru contract social pe care teoreticienii tradiționali au încercat să justifice legitimitatea statului, acum încearcă să demonteze argumentele pe care niște filozofi mai recenți au încercat să aducă legitimității statului, și anume un contract social ipotetic la care oamenii, cetățenii, indivizii ar consimți în anumite condiții. Asta ar fi teoria contractului social ipotetic. Deci nu există o hârtie pe care e scris contractul social, ci este ceva ipotetic și oamenii, în mod rezonabil, ar consimți la el în anumite condiții. Aceste condiții ar include, să zicem, informații în legătură cu ce ar prevede acest contract. Să aibă, în cazul în care nu ar fi de acord să schimbe sistemul de valori, sau să zicem că sunt unele persoane care pur și simplu nu pot din anumite considerente să consimtă și li se ia un fel de consimțământ implicit. Bine, cred că ne-am aruncat așa iarăși în partea adâncă, da, a fântânii. El îl construiește inițial pornind de la ideea că există noțiunea asta de, deci dacă, așa cum ai zis și tu, în capitolul precedent am discutat de consimțământul explicit și consimțământul implicit, ar mai exista și o a treia noțiune numită consimțământ ipotetic, da, în sensul în care nu pretindem vreodată, dacă în cazul consimțământului explicit e clar că ți-ai dat consimțământul, în cazul consimțământului implicit pretindem că ți-ai dat consimțământul prin niște acțiuni, chestii, ceva, în cazul consimțământului ipotetic nu putem să pretindem că ți-ai dat consimțământul, ci spunem ți l-ai fi dat dacă ai fi avut ocazie. Ceva de genul ăsta. Deci tu n-ai avut ocazia niciodată să-ți dai consimțământul asupra ceva și consimțământul ipotetic e presupunerea că în mod normal ți l-ai fi dat. Și exemplu pe care îl dă el cel mai la îndemână este un pacient adus în comă la urgențe, pe care trebuie să îi facă o intervenție chirurgicală. Da, ăla e în comă, nu... Nu ai cum să obții consimțământ de la el explicit sau implicit. Exact. Și atunci, da, presupui că ar vrea să continue să trăiască, așa că intri și tai și îl repari. Da. Problema este că el extinde acest exemplu și spune, în cazul în care cunoști persoana respectivă, să zicem că este într-un orășel micuț și știi că
el nu ar fi de acord cu intervenții chirurgicale sau nu ar avea pentru a salva viața, nu și-ar da consimțământul la o transfuzie de sânge sau alte chestii, și tu știind sistemul de valori, nu ai nici posibilitatea să-l convingi altfel pentru că este inconștient. Uh-huh. Este explicat, uite, acum, dacă te-aș întreba, știu că la masă aseară când am vorbit împreună, tu erai de altă părere, dar acum în situația respectivă în care ești, poate ți-ai schimba părerea. Neavând această posibilitate, nu este ok să încalci sistemul lui de valori și să-i faci intervenția chirurgicală fără consimțământ. Deci, mi se pare interesant că are legătură cu ce discutam noi mai de mult, cu, adică poți să iei chestia asta și să o întorci în oglindă, dacă mai ții minte discuția noastră la sinuciderea asistată, la angajatul unui ucigaș plătit. Așa. Ce nu? Că eu acolo eram de partea argumentului că tu trebuie să ai oricând posibilitatea să te poți răzgândi, pe când aici fix răzgândirea asta e negată la nivel ipotetic. De ce? Tu știi. Deci ăla e ca și cum ai spune, noi suntem la 10 și gami. Da, exact, asta zic. Noi suntem la o masă și tu știi că tu vrei să, nu știu, să bei o travă, da? Și a doua zi te trezești cu el la spital că ți-a băut o travă și e inconștient. Îl scapi sau nu îl scapi? Cam asta e ideea. Și tu știind, practic, adică aplicând regulile de aici, tu știind că el a vrut să ia o travă, teoretic n-ar trebui să-l scapi. N-ai, îmi se pare că n-ai justificare. Zi mai tare. Păi de unde deduci că el vrea să... Păi ți-a spus, îl știi, îl cunoști. Dacă a fost o chestie de... Exact, moment, exact. Dacă asta e ideea. El, să zicem, e un om religios. Ba, e un om religios și a avut astfel de căderi. Cum inferezi? Ce inferezi? De asta... Care mai frecventă? De asta humăr aici spune că... Dacă tu îl cunoști destul încât să știi că consimțământul ăla ipotetic ar contraveni unei valori de-a lui fundamentale. Da. Și asta e cu duș întors, că presupune să știi ce e în sufletul omului. E... Plus că una este să spui, doamne, eu niciodată nu o să mă supun unei intervenții chirurgicale când e sănătos. Și dacă se întâmplă ceva și zicem că nu îmi pierd cunoștința. Și îmi schimb radical convingerile de viață, știi? Și mă duc acolo, unde e, da, intervenesc chiar dacă... Asta e neproblematic în el. E bine problematic, da. Dar vreau să zic că problema la fel poate să-și pună și problema și chirurgul în cazul în care sunt inconștient. Ok, omul și-a spus problema asta de-a lungul vieții, dar era sănătos, nu trecuse prin... Da, uneori nu poți decide, eu la asta mă gândeam. După ce decizi? După frecvență, zici că 20 de ani a fost bisericos și poate nu e... E antisinucide. Poate a fost o toană. Sau dacă se exprimă jumate-jumate. 10 ani din viață a fost prosinucidere, 10 ani anti. Da, cum decizi? El e inconștient. Deci. Da, da. Deci în cazul ăsta, eu zic că tot nu ai putea, să zic, revenind un exemplu de intervenție chirurgicală la un pacient inconștient, revenind la cazul contractului social ipotetic și deci al unei societăți întregi. Nu există acest, să zicem, imperativ și urgență în cazul contractului ipotetic social, statului social ipotetic, pentru că încă nu suntem toți inconștienți. Societatea este conștientă, vorba de indivizi conștienți. Poate și... sunt inconștientă. Deci poate fi întrebată dacă... Da, dacă suntem în matrice. Dacă aleg statul, sunt inconștient. Și deci, acest, să zicem, acest caz cade din punct de vedere practic, deoarece nu există un... caz de tipul ăsta, adică nu suntem într-o urgență de tip, am suferit un accident întreaga societate, știi?
Păi na, unii ar putea spune că e o urgență dacă suntem în pragul de mantelării statului. Poate că unii ar vedea asta ca pe o urgență. Da, se abate de la folosirea comună, nu? Asta vrea să spună Humăr. Nu seamănă cu situația aia cu bolnavul de la urgență. Da. Pentru că aici oamenii sunt conștienți, poți să le ceri. Nu sunt în comă, știi? Dacă sunt în comă, da, zici. Hai să le căutăm jurnalele, nu știu ce, să vedem ce valoare au. Ce... Oamenii sunt vii, poți să-i întrebi ce vor. Da. Marea majoritatea. Bine, mie mi-a plăcut, bine m-a distrat asta că la un moment dat în... când începe el și povestește chestia asta și bă, el teoretizează, da, asta în care se pune problema dacă la ce valori, ce credințe are. Asta e a doua variantă în care nu poți să extragi consimțământul ipotetic. Prima era una și mai simplă, ăla-i treaz. Și atunci clar nu poți să extragi, trebuie să-l întrebi, nu poți să îi dai una, îl bagi sub anestezie, faci ce trebuie și faci, zici că da, păi nu, că sigur s-ar fi pus de acord. Ba chiar e o întreagă... Asta e de fapt de realitate. E un întreg capitol din medicină asta, să-ți dai consimțământul și consimțământul informat, nu cum au fost puși unii în fața vaccinării ăsteia cele mai recente. Mă rog, dar pe mine mă distrează asta că el o spune pe asta cu că doctorul n-are voie să îl opereze pe ăla dacă știe că ăla n-ar vrea să fie operat, da? Că sunt o felul de religii din astea în care ai, cum îi spune, se pune pare preț pe integritatea corporală. Chiar sunt împotriva... transfuziilor. Și nu numai, dar chiar și împotriva chirurgiei. Da, cred că e pe linia aia cu corpul proprietatea lui Dumnezeu și o interpretare extrem de... De așa, da, mulțumesc că căutam un cuvânt care să nu implice o boală psihică. Și el zice imediat după aia, spune că, da, atenție că ceea ce spun eu aici nu înseamnă că nu există nicio circumstanță în care o abordare paternalistă nu ar fi justificată. Adică pe mine m-a distrat asta. Paternaliștii, stați liniștiți, nu săriți în cap, că nu mă iau de voi încă. Nu, el ar fi de acord. Cred că mai încolo o să discute ăla cu podul, care l-a și Vlad într-o emisiune. Dacă omul vrea să se sinucide, poți să-l oprești, el ar fi de acord cu... la un astfel de paternalism are în vedere. Chiar dacă e anarcho-capitalist, ar permite intervenția și nu ar, spre deosebire de rol, dar n-ar incrimina o juridică. Mm-hmm. Adică n-ar da sancțiuni. Mm-hmm. Da. Asta are în vedere. Deci niște situații limită în care poți să coerciți. Care na, nu e... Da, nu e, cum are. Numai libertarianism. Da. De fapt, ok, accept coerciția în anumite cazuri extreme, dar după cel care l-a inițiat, nu poate consecințele. Eu cred că poziția libertariană corectă e că n-ai voie să intre. Pare un caz de pe pod. Dar în cazul în care văd un copil adică care moare de foame și iau mâncarea de la... E o variație. Deci asta. Nu, dar poți să suport după aceea, liniștit. Nu-l las pe la să moară. Păi da, libertarian. Fii atent. Și după aia... Facă retribuție. Apropo de discuția noastră despre Nozick de data trecută, libertarianism îmi spune că n-am voie să-ți dau o palmă. Da. Nu că dacă îți dau 1000 de euro poți să-ți trag o palmă. Libertarianism spune n-ai voie să-i dai o palmă. Da. Adică spune îți blochează acțiunea. Nu zice las că dai despăgubiri și ia și trage. Nu zice. Adică îți blochează acțiunea din prima. Tu zici păi da, dar îl salvezi. Nu, n-ai voie să încalci libertatea cuiva. Ca să traducem în chestiune. Poți să salvezi cu vorba, nu trebuie neapărat să-l prinzi. Să-l traducem în chestiuni mai acceptabile. Dacă pui mâna pe el sau pui mâna pe proprietatea altuia, indiferent de scopurile nobile pe care le ai, în clipa aia nu mai ești libertarian. Da, încalcă principiul agresiunii, da. Asta e. Da. Ideea. Da, să te acord, da. Bă, da, poți să și vorbești oamenii, zic, oh, păi vrei să moară ăla. Una e că ăla, dacă chiar vrea să moară, îl ții tu să-l sinucezi două ore mai încolo, știi? Alte chestii e că poți să-l salvezi, să vorbești, să vorbești, știi? Deci fără să pui mâna pe el. Dar nu, sunt situații în care... Bine, tu teoretic... Se neacă un copil, știi, și trebuie să-i dea niște apă și are el un pahar cu apă. Fac, ei,
fac să aveți copilul, nu merge cu vorba, știi? După aia, ok, am încălcat principiul în agresiune. Da, l-ai încălcat. Da, l-ai încălcat. Suport consecințele. Da, l-ai încălcat. Asta e chestia, na, e ca orice... De asta mi se pare că nu... Mi se pare că se potrivește foarte bine libertatea, îmi spune la o moralitate, că e ca orice sistem moral prescriptiv. Poți să-l încalci, da? Că nu te... Suport consecințe. Că nu te oprește fizica, suport consecințele, dar l-ai încălcat. Da, da, asta e clar. Da, da. Deci, Huemer zice că, domne, oamenii ăștia care sunt propenenții scenariului cu contractul social ipotetic, trebuie să dovedească, să argumenteze și să aducă dovezi în două aspecte. Că oamenii ar accepta acest contract ipotetic și că acest contract ipotetic consimțit ar avea implicații morale, în sensul că ar genera obligații și drepturi etice. Deci mai departe trebuie să ne urmăm de... Bine, el spune că nu, el spune tocmai asta, ca să genereze obligații și drepturi, ca să genereze obligații etice, el nu trebuie să încalce niște drepturi. Deci nu trebuie să, și chiar dacă, deci dacă tu ești, uite, revenind la cazul ăla, la cazul pe Gabi doar a descris poziția, știi? Tu deja aduci obiecții. Gabi doar a descris viziunea ăstora. Păi nu, el spune acordul și obligații. El spune chestia asta și atunci când o zice inițial, zice că trebuie să arate că acest, deci nu contractul, ci acest consimțământ ipotetic generează, este generator așa, de obligații și drepturi, zice. În felul identic sau măcar similar cu felul în care consimțământul real, consimțământul pe care îl așa generează. Da, 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 da. Da, și ca să se întâmple chestia asta sunt o primă precondiție sunt alea de care am vorbit până acum. Da. Ăla trebuie să fie în perfectă imposibilitate să dea consimțământul, asta odată, și al doilea să fie poziția pentru care se cere consimțământul să nu fie împotriva valorilor lui fundamentale sau credinței, credinței lui de viață. Da, pointul ăsta e că tu creezi un vâl de ignoranță în care faci abstracție de... Deci tu vrei să creezi un sistem cât mai bun. Un sistem bun să placă la toată lumea. Asta e ideea. Să fie nepărtinitor. Da. De exemplu, un sistem care avantajează e atât de bogații. Bun, e atât de bun că place la toată lumea încât trebuie să fie inclus cu forță. Adică mie mi se pare că numai din premiza asta tu nu ai cum să... E ca, tu nu ai cum să-l construiești. Nu, dacă ar accepta. Da. Dacă ar accepta, nu e impus. Sunt obligații asumate. Da, dar statul e impus cu forța. Deci nu deci este bun asta pentru toată lumea și punctul final în care vrei să ajungi este în caz că cineva nu-i de acord, trebuie impus cu forța. Da, da. Asta e obiecția lui. Dar oponenții lui pe care îi găsește Huemer, ei nu pornesc de la premiza asta. Ei pornesc de la premiza, domne, toți oamenii sunt în societate, sunt niște oameni rezonabili și dacă ar afla de condițiile din contractul ăsta ar fi de acord. Înțelegi? Nu mi se pare că pornesc la premiza asta. Asta înseamnă că n-am înțeles eu ce vrea să spună el cu rezonabilitate. Păi asta, cam asta, e rezonabil. Adică dacă îi prezinți, îi pui pe hârtie, ești dacă ia uite ce zice Ros. Vrei educație de stat? Cum pui? Da, e de acord. Și, în afară de libertate, nu mă aduce la sfârșit. Doamne, chiar dacă mi-ai prezenta o ofertă super rezonabilă la contractul ăsta social, eu dacă nu vreau să-l semnez, am dreptul ăsta, știi? Să nu consimt la el. Ca și la un... Deci, uite, și repet, de ce eu am înțeles altceva. Da, pentru că și zic cu ce scrie aici, da? Da. Unii filozofi sunt de părere că atunci când un sistem strict voluntar nu e fezabil, deci, da, avem, nu e fezabil un sistem strict voluntar. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că sistemul, sigur, nu va fi acceptat voluntar de unii oameni. Da. Pentru că altfel ar fi fezabil un sistem strict voluntar. Trebuie să ai cel puțin un om care să nu-l accepte.
da? Ca să nu fie fezabil. Altfel, el e fezabil. Da? Ce spune? Unii filozofi sunt de părere, și asta e o altă problemă pe care o am cu unii filozofi, că ei sunt certați cu logica. În sensul că nu înțeleg ce falsifică atunci când falsifică și dau în alte tâmpeni. Deci, un sistem involuntar strict nu e fezabil, atunci ar deveni acceptabil un sistem aproximativ la față de care nimeni să nu aibă o obiecție rezonabilă. Asta e unde introduce el rezonabilitatea. Și zici, ok, bun, dar deja ce înseamnă asta? Păi, pe nebunii am exclus că ei nu poate să-și dea consimțământ. Da? Da. Deci pe ei dăm la o parte. Dar în restul oamenilor, și mi se pare că asta este și problema pe care o pune Humor, în restul oamenilor, cum poți să stabilești ce e rezonabil și ce nu e rezonabil? Păi ăsta ar fi avantajul dispozitivului. El zice că îți oferă rezonabilitatea, e faptul ăla că nu ești părtinitor, nu știi induți ce ești. Deci ești sub un val de ignoranță, asta ce înseamnă? Că nu știi ce poziție vei avea în viitoarea societate. Nu știi dacă ești femeie, dacă ești rom, nu știi dacă ești bogat, dacă ești sărac. Deci nu știi. Cauzi niște principii care să fie cât mai imparțiale, ca să zicem. Dom'le, care ar fi principiile aia cât mai imparțiale? Păi, bun, ok, și nu ajungem la ideea de, din nou, de voluntar? Adică nu te întorci într-un sistem voluntar? Nu. Nu neapărat. Nu neapărat. De ce? Păi uite, poți spune că un sistem voluntar nu încerci să descriu ce e mintea lor. Nu lasă săracii să moară. Ori așa, Rawls vine cu principiile alea dreptății, știi? Prin care ajută pe cei dezavantajați, de exemplu, niște o asistență socială. Ajută săraci. Tu, să zicem, ies sub vălul de ignoranță și te gândești, ce aleg? Păi și dacă sunt sărac, te întreb tu, stând acolo. Sunt sărac, uite, mă ajută, primesc ajutor de la stat, așa că votez social-democrația. Deci e posibil să fii sărași, ca să eviți riscul ăsta, ok, prefer un sistem în care statul ajută săraci. Poate piața liberă, schimb voluntar, îl lasă să moară. În timp ce așa statul vine eroic, ca Spider-Man, ca Superman, ca alegeți orice tip de erou. Așa. Preferat. Cu banii furați de la alții, așa. Și îl ajută. Furați, nefurați, ideea e că îl ajută săraci. Și tu când ești sub valul de ignoranță, e bine folosită expresia, știi, văl de ignoranță. Pot spune că socialiștii stau sub un văl de ignoranță. De ce ar fi un văl de ignoranță? Pentru că un libertarian poate să spună, păi da, dar eu cred că libertarianismul ajută mai bine să. Dacă îți crește bogăția de asta societate, am asta... un sărac va duce mai bine. De asta am făcut indiferent... și eu fața aia când mi-ai zis. Da. Pentru că ei nu... socialiștii. Nu înțeleg aici... argumente economice. Deci toți filozofii contemporani sunt paralel cu economia. Discută despre distribuția resurselor și norme și nu știu ce, dar nu înțeleg de-astea banale, știi, raționamente de-astea de stimulente. Da, uite, nu înțeleg care a fost problema comunismului. Da, chiar adică ei cred în continuare că dacă avem distribuție egală, eu muncesc de însar capacele, tu nu faci nimic și mie nu s-ar drage. Asta cred ei. Realitatea nu e. Realitatea e că oamenilor le s-ar drage. Bă, dar eu muncesc de pomană. Da, zice el aici că, dom'le, chiar în condițiile astea, cu vărul de ignoranță, nu este rezonabil să credem că acei oameni ajung la la un sistem comun de valori și unul care să la care să consimtă. Bine, aici mi se pare că Humor nu reușește să identifice exact motivul. Intuiția lui e corectă. Oamenii nu vor ajunge la un sistem rezonabil, dar nu reușește să identifice, nu mi se pare că reușește să identifice motivul. Și aici trebuie să spun ție o întrebare, că uite, eu am fost foarte leneș și n-am căutat. Când a scris Rawls chestia prima oară? 74. E destul de recent. Da. M-aș fi așteptat la, înseamnă că... Da, ideile sunt vechi. Comunismul apare. Nu, da. Nu m-aș fi așteptat asta, eu ce spun e că m-aș fi așteptat să fie mai vechi de atât. Pentru că... Nu, intră pe Wikipedia, eu așa știam. Pentru că mi se pare că el uită, adică nu reușește să... Nu găsește, ok, poate că nu era încă...
stabilită ca știință, și dar tu când intri în, în vălul ăla de ignoranță, el zice așa. Hai să-l găsesc exact. Mai găsești tu, mai bag eu una. Motivul pentru care Hummer zice, domnule, n-o să ajungă ăștia la un sistem comun de idei, de principii ale statului, este că fiecare, indiferent de faptul că nu știu poziția viitoare în societate, au intuiții etice diferite. Da? Nici vorba filozofii din domeniul etic nu ajung la, după mii de ani, nu ajuns la un sistem comun de sau și valori. Relații cauzale, apropo de ce spuneam, deci, fiecare are o intuiție diferită. Unul sau zice, și relații cauzale. Când spuneam că libertarianismul ajută mai bine săracii, da, pe cei dezavantajați, asta e o intuiție cauzală diferită față de exact. Socialistul crede că socialismul ajută mai bine săracii. Libertarianul nu crede că sistemul lui ajută mai bine săraci. Deci așa, nu împărtășesc niște valori și niște relații cauzale. Ei, da, sunt rezonabili, libertarieni, da, sunt rezonabili, știi? Da, se gândesc la argumentul cu poziția viitoare în societate. Ce spune Hummer e că ei nici măcar nu sunt motivați, știi, de poziția. Deci ăla e libertarian nu pentru că se gândește, că estimează el că va avea purcoaie cu bani. Nu va avea, mai ales dacă e intelectual, nici într-o lume libertariană. Va fi mai bine că, na, cresc toate veniturile, crește productivitatea. Dar e posibil să fie mai sărac și decât în asta. Da. Uite, deci el zice, Ross zice așa, că are un scenariu ipotetic numit poziția originară, originală. Okay. Merge și ce-am zis. Deci, da, asta, ok, poziția originară, în care indivizii se pun de acord asupra principiilor de bază care să guverneze societatea și indivizii sunt presupuși că sunt motivați doar de propriul interes, dar nu au niciun fel de cunoștință despre poziția lor în societate, orice altă informație personală despre ei înșiși, incluzând rasă, sex, religie, clasă socială și așa mai departe. Ok, ceea ce mi se pare că nu poate fi disociat de individ nici măcar în poziția asta originară, și ăsta este motivul pentru care se sparge argumentul lui. Dacă tu acolo ești, se presupune că nu ai aceste informații, tot intri în discuție cu IQ-ul tău, care este în parte genetic, în parte se pare că are și o componentă care e antrenată, dar în niciun caz tu nu ești. Inteligența de care dispui nu este pe, nu este pur cum e sistemul ăla de viziunea aia filozofică tabula rasa, la care poate că Rawls adera de fapt, din care nu, omul este doar instrumentul societății și ce pui în el, aia e. Nu, în mod ciudat, mi se pare că Rawls admite că vii cu el. Doar că ar spune că sunt arbitrare, știi, că nu e drept. Dacă tu ești inteligent, așa, și câștigi mai bine, rău să spune că nu e drept. Că nu e meritocratie. Păi da, da, dacă eu sunt inteligent, da, și ajung într-o discuție, o dezbatere, da, și ăsta este singurul punct pe care îl car cu mine, da, din identitatea mea, așa, ori, de asta nu o să ne înțelegem. Pentru că, da, ori o să ajungem la o concluzie, o să ajungem la niște principii care favorizează inteligența, și pentru că inteligenții sunt în stare să le formuleze în așa fel încât proștii să nu le înțeleagă, intrăm cu astea mai departe, da? El zice că dacă ești inteligent, alegi ce a zis el. De mă gândeam și la altceva, cu inteligența. Unde e prăjina ca să ajungem la nas? Știi că poziția lui e că ori nu o să mă înțeleg cu ei, pentru că o să vreau un sistem care să favorizeze inteligența. Da, acum o să vrei? Sau? Păi o să vreau un sistem. Dacă eu sunt inteligent, ori o să vreau un sistem care să favorizeze inteligența. Clar nu o să fie nedrept pentru oamenii mai puțin inteligenți. Între ei un factor arbitrar inteligent. Forța de muncă, norocul, toți ăștia sunt factori arbitrari. Frumusețea, să zicem. Nu e meritul tău că Sharon Stone e frumoasă.
Deci ea n-are niciun merit. Nici eu n-am spus. E drept. Nici eu n-am spus că ar fi meritul tău. Da? Chiar de la, chiar asta a fost premisa de la care am plecat. E ceva care te naști. Nu e meritul tău. În mare parte. Da? Ok. Dar dacă îl iei cu tine în interiorul acestui stare de originar unde ne apucăm să dezbatem, va influența lucrurile. Da. Da, adică automat acolo înăuntru se creează diferențe dacă, pe chestia asta. Dacă îl iei ca criteriu de avantajare în sistemul creat, îl bagă la volul de ignoranță și îți taie și inteligența, ce îmi ferem. Dacă renunți inteligent, dacă renunți la inteligență, atunci se rupe tot ăsta. Mai sunt oamenii ăia indivizi? Că nu mă uitești. Adică dacă le tai, adică cât din personalitatea ta e determinat de inteligență. Da? Plus că dacă renunți la inteligență, da, iarăși, mai poți să mai dezbați sau se apucă ea în stare originară și își trag cu bâtele în cap și vede cine câștigă? Nu, e o critică. Nu s-a dus. După, nu, că și Homer zice, domne, condițiile pe care le stabilește Rawls pentru poziția asta originară sunt de așa natură încât să-i meargă lui construcția mai departe, înțelegi? Da, eu așa răspundem locului. Că ești inteligent dacă aderi la ce trebuie. Pentru că eu vreau libertarism. Nu ești inteligent. Mă scuzați, statul sunt eu. Da. N-ai cum să... Nu, dar e bine. Uite, a zis Gabi asta că oamenii sunt motivați nu doar de poziția lor ca să viitoare, ci și de relații cauzale și de valori. Noi când vorbeam de faptul că săracii sunt ajutați într-un sistem libertarian, e clar că aici avem altă reprezentare a unor relații cauzale decât Rawls. Ca să nu mai vorbim de faptul că dacă inteligența este o chestie arbitrară pentru care trebuie rectificată, dar Rawls înseamnă că e de acord cu dispozitivul ăla din... De unde era? Din Harrison Bacon, să te să te prostească, exact. Nu cred. Știi că e chestia aia, că dacă prostirea înrăutățește... Încerc să-l apăr. Prostirea înrăutățește situația. Atenție, el nu e utilitarian. Și furtul îți înrăutățește situația. Ei, nu în termenii lui. Vrem adică ce mie, că-ți fur banii sau că-ți fur capacitatea de a-i face? Păi de-aia ți-ar permite. Ce? Tu îl întrebi, Rawls, tu ce vrei? Diferențe între inteligență sau aceeași inteligență? De ce nu vrei o chestie Harrison Bergeron în care îi lobotomizăm pe ea și el ar zice, nu, acer diferențele de inteligență pentru că principiul 2-2 îi ajută pe cei dezavantajați. Pentru că proștii au dreptul să îi sclavizeze pe deștepți, cam asta ar fi. Adică, ținând cont că distribuția medie de inteligență și inteligența este rară în lume, da, inteligenții sunt o minoritate, prin urmare au dreptul să fie, adică e perfect justificabil să fie sclavizați de proști. Nu, dar asta cred că ar fi argument, că îi ajută pe cei dezavantajați. Da. Asta e poziția lui. Accept inegalitățile? Da. Și sclavii îi ajutau pe latifundiar să-și facă recoltele. Adică nu. De ce? E tot furt. E tot furt. Asta e un argument, utilitar de sinteză împotriva căreia Rawls ar fi. Împotriva. La ce? Rawls spune aici acum că el nu era utilitarian, ci era chiar împotriva utilitarianismului. Dar de ce? Deși... De ce ar fi sau de ce ar poate fi avea, poate avea o intuiție. Păi nu, că utilitarismul poate fi compatibil cu ajutorarea celor. Asta spune de și asta a spus și asta spune și Homer în capitol, că e oarecum hilar faptul că sistemul lui este cel mai bine justificat de utilitarism, deși el la nivel declarativ e împotrivă. E posibil să fie frica asta că nu știu. Piața liberă duce la sărăcie, duce la inegalități. Da, persoane dezavantajate și poate de-aia se ferește, asociază utilitarismul cu piața liberă. Există. Cum să asociezi utilitarismul cu piața liberă? Pentru că majoritatea liberalilor au fost utilitariști. Ok, da. Bun. Perfect, da. Contextul istoric. Da, mai e o chestie. De exemplu, e oricum în acest sistem pe care vor să-l creeze sub vărul de ignoranță, este doar o chestie de bază, deci ei nu vor să detalieze în fiecare
amănunt cum se vor mișca lucrurile în viitor, știi? De exemplu, chiar dacă tu ai, să zicem, creștin democrat, ești de creștin democrat, să zicem, ca valori, și unul este mai socialist, vă veți înțelege cum ar veni. El cam așa pune problema, Rolls. Înțelegi? Așa. Chiar dacă ați face că sunteți oameni rezonabili, așa, și ați face niște... Recurge la niște... Bine, nu știu. Asta e poziția lui. Știi? Da. Dacă, și, ar recurge la niște... Până când ieșim de sub vărul de ignoranță, agrem asupra unor principii pe care și tu și eu le consideri rezonabile. S-ar putea să aibă dreptate că un creștin democrat și cu un socialist să se înțeleagă sub vărul de ignoranță. Creștin democrat actual. Da, da, și german, dar, că dacă le iei pe ăla, cum îl cheamă. Da, cam asta. Ordoliberalism. Se sunt de variațele care apar pe da, 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 actual. Dacă iei unul care chiar crede în libertate. Nu, și... Rotkeș, cum se numea anii 40? Rotkeș, ăla tu, economia socială de piață, nu vine. Hai mă zic. Nu știu. Ordoliberalism, a fost și cancelar. A fost și cancelar. Înainte sau după? A fost după Adenauer? După Adenauer. După Adenauer. Mă, că s-a rupt la mine, nu mai știu. Ok, ne uităm. Hai. Bun, treceți la alte capitole până ajung la ea. Și eu spune cea de rol. După aia, unii trebuie să conceadă, știi? De exemplu, dacă s-a ajuns la un sistem, trebuie să schimb puțin. Ăla care a implementat planul Marshall la TRF? Da, care a scăzut... Nu, ăla care a abolit controlul prețurilor. Erhard. Ludwig Erhard. Care erau mai apropiați de liberalismul clasic, au puțină protecție socială. Da. Deci era un creștin, dacă e creștin democrat, da, era, azi, el era creștin democrat, dar era radical după standardele vremii. Adică nu, după standardele de azi, nu mai zic. Da. Deci, după standardele de azi, anarhocapitalist. În CDU. De ce ziceai, Gabriel? De exemplu, unul care preferă monarhia sau unul care preferă anarhia la sistem politic, vor trebui să înghită gălușca, adică să zică, domnule, ok, s-a stabilit asta și deci noi... Nu ca de acord, asta e problema, că e nu ca de acord. El zice nu, că ei vor că nu ca de acord. Da, nu ai consimțământul lor. Banatul capitaliștii nu vor stat. Da. Sau... Nu ai ce să discutăm, păi nu, că vor să cadă de acord cu ei, cu ce să cadă de acord, că nu vor. Da. Vom zice că o să cadă de acord. Uite, principiul după care, deși o altă chestie care pe mine mă lovea la sistemul ăsta, e asta, că Rawls are o problemă cu arbitraritatea distribuției unor lucruri. Mm-hmm. Da? Păi așa era și inteligent, asta voiam să zic, de fapt. Da. El ar spune, e normal, unul... Și mie nu mi se pare, adică, ok, bun, sunt arbitrare, dar de ce trebuie să ai o problemă cu asta? Adică, de ce trebuie să corectezi pentru ea? De ce trebuie să corectezi pentru ea? Unde scrie? Că sunt arbitrare! Nu scrie nici de aici. Acum se scrie, de fapt. Păi da, dar ca să vrei să-i ajuți, da, trebuie să ne punem de acord. Da? Și explicăm cum o să ne punem de acord unul care crede că trebuie să corectezi chestiile arbitrare cu unul care crede că sunt arbitrare. Punct. Da, nu se... N-ai cum, nu dai seama că nu se... Sau nu vrea să ajute săraci. Lasă-mă, frate, în pace. Păi ești arbitrar. Și sunt. Și ce vrei? Da. Nu e... Și nu e... Îmi place să fii arbitrar. Și nu e o idee de genul ăsta. Uite. Și bine, el de fapt spune... Contraexemplu, mi se pare că la Trouza. Mă gândeam la următoare idee. Tu ai o capacitate, să zicem, da, dată de la mama natură, că te uiți și miroși de la distanță, da, o cireașă și știi care este momentul exact în care cireașa aia e aur. Deci e mai bună de atâta nu se poate, da? Și ea se coace, la un moment dat e super coaptă, e perfectă și după aia imediat după nu mai e, da? Și tu ai capacitatea asta, în mare parte dată de mama natură, să știm că ți-ai și cultivat-o un pic. Da? Nu, Ro spune că și skill-ul e tot primit.
Dacă deci dorința de a munci, nu doar talent. Am înțeles. Să explice cineva lui Ross că au existat... Deci dacă tu zici nu că am muncit, eu am, ca să fiu, nu știu, programator, am muncit și Ross o să spună nu. Asta a fost tot primită dorința de muncă. Deci nu poți să scapi. Da, ok, bun. Ok, dar ideea pe care o spun că merge, ceea ce spun eu merge either way, da? Tu, conform teoriei noastre, da, libertariene, în baza skill-ului ăsta, ai acces first hand la o informație la care restul lumii nu mai are acces, da? Tu știi care e momentul perfect în care să... Ok. Și e un cireș într-o stare de natură, nu știu cum facem, doar ce ne-am trezit din starea asta. Și-l vezi. Și vezi o cireașă acolo. Pui mâna pe ea și acum ce faci? Ca să funcționeze principiul rossian, trebuie să o distribui la toată comunitatea. Nu? Nu, fix așa. Păi altfel îți... Mănânci doar altfel, altfel, a tu îți generezi un avantaj, nu? Nu, ai zice că nu le mănânci cu tatele. Restul le dai. Păi da, dar o cireașă... Sau dai și la niște amărâți. Păi la niște și avantajezi pe ea, nu-i avantajezi pe toți. Da, de ajuns pe cei mai amărâți. Așa, și? Bine, dacă ar fi voluntar, ar fi compatibil cu... Și la ce mă gândeam? Că oamenii... Nu și-ar mai folosi acele skill-uri, știi? De exemplu, păi dacă tu-i cer lui Sharon Stone, îi pui taxe de 100, ea nu-și mai folosește. De ce mi-e frumoasă în donat? Nu mai joc în film. Și orice alte skill-uri. Ăla are skill-uri de CEO. Nu le mai folosesc. Și distribuit. Bine, asta... Contraargumentul ăsta se întoarce la o poziție randiană. Rand spune că oamenii trebuie să fie liberi ca să poată să creeze. Oamenii sunt animale creatoare și ca să poată să creeze trebuie să fie liberi să se bucure la dispoziția lor de fructele, de rodul creației respective. Nu, dar mai și răspunsul este ăsta, exact protest și toată cartea ei, da? Atlas Shrugged, exact pe asta se bazează, da? Dacă îi furi non-stop și nu le mai dai voie să facă, să zic că bine, pa. Nu mai ai ce să distribui la împărțărăția. Să te văd, exact, să te văd ce faci acum. Și culmea e că chestia asta s-a întâmplat. De asta sunt puțin surprins că Rawls a ajuns la poziția asta atât de recent, pentru că la vremea respectivă Noua Zeelandă deja era în deci după cel de-al doilea război mondial, Noua Zeelandă a fost practic comunistă cu totul, mai puțin cu numele. În sensul că toate chestiile socialiste care îți poți imagina că s-au implementat, s-au implementat acolo. Aveai reglementări la orice, la absolut orice. Existau două modele de mașini și trei modele de pastă de dinți. Și atât. Și țara a fost într-o sărăcie lucie până, nu mai știu, prin anii 70, când și-au dat și ei seama, stai puțin, nu se mai poate, nu mai avem de unde să scoatem ceva și au început să se liberalizeze. Nu, rău se trăiește cu impresia asta că piața liberă nu... Deci nu gândește comparativ cum gândim noi. Dom'le, ai... Care e cantitatea de altruism din lume? Păi, nu știu, 100 de... altruiști, să zicem, da. Și alea sunt canalizate mai bine prin libertarianism decât prin socialism. Nu, el gândește mainstream, dacă vrei. Libertarianism înseamnă că egoism. Da, uite, poți să gândești chestia asta că altruismul este și el o resursă și utilizarea, știința care se ocupă cu utilizarea resurselor este economia și economia spune, lasă dar piața liberă, că așa se utilizează resursele cel mai eficient. Homer precizează aici că chiar dacă Rawls aici, cartea lui de bază, încearcă să creeze o teorie a justiției, nu o teorie a legitimității. A, bine, a justiției. De fapt, e redistribuție la maxim ce face acolo. Dar e justiție socială. Înțelesul este că se ocupă și de cu statul ajunge la justiția respectivă. Păi, cu ajutorul statului. Na. Păi cu ce altceva? Păi acel altceva... Vorbirăm, poate fi și libertarianism, adică îi ajuți. Hai să luăm principiul. Pleacă de la premisa că nu poți să ai o societate pur voluntară. Hai să luăm
principiile Rawls. Primul spune libertate egală. Pe asta zic și libertarii. Libertate egală. Hai să luăm al doilea principiu. Ce spune? Accept inegalitățile dacă două lucruri. Primul înseamnă poziții și funcții publice deschise pentru toți. Ceva de genul ăsta. Cu partea a doua n-ar fi de acord libertarianism, că uite, dacă nu ești de acord cu statul, cu existența statului, probabil că nu ești de acord nici cu distribuția funcțiilor publice. Uh-huh. Îți e indiferent dacă acolo sunt gay, sunt femei, sunt minorități, deci că nu ești de acord cu instituția. Și ca să nu mai spun faptul că, chiar și așa, pozițiile publice, ai două opțiuni, da? Deci ce, strict vorbind pe chestia asta, da? Acces public egal. Ce înseamnă acces? Înseamnă cumva egalitate de oportunitate sau egalitate de rezultat? De oportunitate. La rost. De oportunitate. Păi de ce? De ce oportunitate? De ce? De ce oportunitate dacă dincolo e pe rezultat? Asta ar fi prima problemă. Și a doua, și de ce și socialiștii de rit nou se focusează acum pe echitate în loc de egalitate, da, care era o viziune ceva mai nobile și cu care libertarienii n-au nicio problemă, tocmai din cauza asta, din cauza arbitrarității distribuției skillurilor, pentru că unul dintre skillurile care te, sunt două, care te propulsează într-o poziție publică, da, este asertivitatea, inteligența și gargara. Sunt trei, nu sunt două, da, am zis două. Deci asertivitate, inteligență și gargara. Astea nu sunt distribuite în mod egal la toată lumea, da? Prin urmare, cei care au o distribuție arbitrară mai mare de asertivitate, inteligență și gargară, o să ocupe funcțiile alea publice, da? Chiar dacă ele sunt de oportunitate egală, da? La fel cum pe partea de muncă, da? Succesul în afaceri este în afaceri, în producție, este translatat de următoarele: asertivitate, inteligență și industriousness, cum spune? Hărnicie, mulțumesc. Hărnicie. Da? Deci, două dintre ei sunt la fel și colo și colo. Asta e o discuție în sine, cât de omogene sunt. E o temă de reflexie. Skill-urile politice cu skill-urile piață. Unii zic că sunt, se suprapun destul de mult. Adică dacă ar dispărea politica asta, Dragnea devine entertainer, devine... Singurul loc în care nu se suprapun e faptul că în politică este reglementată puterea de cumpărare a cumpărătorilor. În sensul că fiecare se pleacă cu un dolar și odată la 4 ani îl cheltuie. E un singur produs. Asta e diferența. Eu aș vrea să trecem la exemplu acela cu cel care angajează pe cineva să-i obsesă casa. Și mă gândeam, ok, oamenii ăștia ajung în această întrunire la un sistem echitabil și cu simțire către toată lumea. Numai de către majoritate. De către majoritate, mă rog. Și problema este că el nu este complet, acest sistem. Poate să sufere de-a lungul timpului anumite adăugiri, modificări sau ștergeri din acel contract. Și el face comparația cu un om care își angajează pe cineva: domne, mâine vină pe la mine și să-mi vopsești casă. Nici măcar. Mă rog, vine ăla mai devine. Nici măcar. Omul zice că vrea să-și vopsească casa. Punct. Și ar prefera să-și vopsească în alb. Și a doua zi vine în zugrav și o face verde. Și o face verde. Și după aia și dă bani. Deci, ideea este că tu tot trebuie să ai, să-ți dai consimțământul după ce a trecut vărul de ignoranță, da? Ești om concret, preferințe. Hai să vedem în cazul ăla ce facem, cum abordăm situația respectivă. Nu pot să, nu zic, chiar dacă am stabilit ziua, chiar dacă am stabilit suma, asupra unor proprietăți ale serviciului pe care mi-l furnizezi, conform contractului, trebuie să cădem de comun acord. Da, mai sunt și alte detalii particulare. Nu ce, gen, la când s-a înființat... Da, dar bine, uite, ți-am dat big picture. Da, uite, un exemplu similar. Big picture. Pandemia era din big picture sau era? Nu era. Restricțiile alea erau sau nu erau?
se vindeau mașini pe vremea lui Ceaușescu. Mă rog, se vindeau mașini, da? Se vindeau, se vindeau daci, da? Pe vremea lui Ceaușescu. Și vrea una de o anumită culoare, dar se făceau foarte puține pe, foarte puține pe an în culoarea respectivă, da? Și atunci aveai de ales, tovarășe, vrei Dacia peste 5 ani sau vrei Dacia de culoarea ta pe care o vrei peste 10-20 de ani? Că așa ar fi lista înscrisă. Ia zi, ce culoare vrei la Dacia? Eu nu spui, dă-mi Dacia, dă-o. Asta speculau ei, aia. Din comisie. Magazionerii, spune. Speculau. A? Introduceau variabilă asta, cred, ca să te șpăguiască. Sau puteau fi o soluție, putea fi corupție defensivă, știi? Dom'le, poți să urgentez dacă... Nu puteau. Plus că asta e un... Era plan cincinat. Mai ales dacă... Cred că toată lumea a avut contact cu meseria și... Nici nu știi cât de mult trebuie să bați, să specifici în contract înainte, pe lângă sumă, culoarea, să zicem, la zugrăvit. Din ce marcă să fie... vopseau și așa mai departe. Dacă te întreabă, dar la colțul ăsta las drept 45 de grade, cum să fac? Sau să pun șuruburi, sau să pun, eu știu ce, detalii din astea tehnice la care tu nici nu ai expertiza necesară. Gabi, cum l-ai apărat pe Rose? Primul principiu e că oamenii au maxim de libertate. Deci tu ai maxim de libertate să-i ceri culoarea cu tare. Știi? El nu poate trece peste voința ta. Pe asta nu e în apărarea lui Rose. Cum să nu fie? Nu e în apărarea? E primul principiu. De ce să fie în apărare? E în apărarea libertarienilor. Sau este la fel ca la libertarien? E o contradicție la el, știi că se contrazice cu doi, știi? Dar poți spune, domnule, libertatea egală, adică la nu trece peste voința ta, știi? Tu vrei alb și el face roz. Roz a zice, uite, eu îți ofer libertatea să... Da, să zicem primul, dar după aia nu mai zici. Da, ideea e pe care o ia Humăr cu exemplu ăsta cu zugravul, da, este că, domne, că toți suntem de acord, sau să zicem că excludem cumva anarhiștii din pătura oamenilor rezonabili, deși nu... Cum să spun, dăm în genocide și alte chestii, da, să zicem pe moment că îi excludem, da? Și atunci și minarhiștii, și monarhiștii, și socialiștii, și fasciștii, și democrații, și socialdemocrații, și toți, zic, domne, avem nevoie de stat. Da? Uh-huh. Și ei se pun de acord, zic, domne, avem nevoie de stat. Ok. Dar dacă a ieșit o social-democrație cu parlament unicameral, s-ar putea monarhiștii să nu mai fie de acord, s-ar putea, știi, adică să nu fie ăla statul la care se gândesc. Adică ideea e că conceptul, putem să cădem de acord pe el, dar implementarea întotdeauna are niște particularități. Că Așa e ea. Că n-avem stat în general, că dacă am avea stat în general care să nu ne afecteze, apropo de episodul trecut, ok. Uite, mă gândeam că în apărarea lui Rose putea spune că totuși e compatibil cu leftismul, că de-aia e și mare vedeță Rose. Deci dacă principiul 2 în special, ăla cu funcții publice deschise, dacă avem 10% romi, trebuie să avem și 10% reprezentații în funcții publice. Asta e deja egalitate la răspuns? Asta e deja egalitate la rezultat, nu la oportunitate. Ba nu, ba da, e egalitate la rezultat. Știi care e jumătăria lor? Ia orice egalitate de rezultat și spun nu, sunt șanse pentru altceva. Ăsta e truc. Tu îmi zici, Costela, asta, obiecția ta e, păi Costel, dacă tu ai numit mai multe femei în funcții publice, mai mulți romi, mai mulți gay, faci egalitate de rezultat. Și o să zic, nu fac egalitate de rezultat. Le-am dat șanse pentru o participare mai mare la viața cetății. Eu nu sunt comunist să fac distribuție de rezultate egale. Nu. Uite. Înțelegi? Iei orice rezultat și zici, nu, sunt șanse pentru altceva. Păi da, dar mi-ai făcut egalitate de rezultat. Nu. Sunt șanse pentru... Asta e trucul. De exemplu, dacă faci așa. Deci dacă joci, vrei să joci pe social-democrat, așa... În primăria... Nu înțeleg. În primăria Bucureștiului. Nu pui deoparte 10 locuri pentru romi. Așa. Ci faci așa.
observi că sunt 40 de locuri disponibile, da. Așa, și zici, ofer premii de Mercedes pentru oricine aplică la, pentru postul de consilier sau de comisia, nu știu care, să fie și romii respectivi, pentru rom. Așa. O să participă aia mult, astfel încât o să îi se umple lui cele 10 locuri. N-ai înțeles ce am vrut eu să zic. Nu, e oportunitate. Nu rezultă. De ce? Ei au orice beneficiu, valid. Tot orice oamenii aia votează. Stai puțin că noi discutăm acum de o chestie, de niște alegeri, da? De o calitate, de o, cum îi spune? De un rezultat al unor alegeri. Deci nu contează câți candidează. Nu, aici. Eu nu mă referam la ceva de numire. Gabi, tu ce ai vrut să zici? Nu mă referam la niște alegeri. Mă referam, domne, am o comisie de făcut, să zicem, pentru curățenia în oraș. Așa. Eu sunt primarul. Așa. Și vreau să am 5 femei și numești, da. Ai 5... Nu, e un concurs, pardon, e un concurs, nu numești. E un concurs. Poți să și numești. Nu contează. Așa, e un concurs. Și concursul ăla, în concursul ăla dai șanse, să zicem, cei care erau calificați. Așa. Nu le acuzi nicio facilitate, celorlalți le acuzi nicio facilități de a participa. Acțiune afirmativă. Da? De a le oferi un curs pregătitor, îi aduci cu mașina, cu autobuzul. Oricum trebuie să treacă de standardele alea. Adică tu practic ce faci, tu spui, păi nu că e... Nu mai stai la standarde, că asta e de acțiune afirmativă. Ei fiind chinuiți și nu știu ce, da, secole de sclavie, scazi la medicină, în mod normal se intră cu 50, în rom poate intra cu 7. Păi și dacă aplici standarde duble, cum mai ai egalitate de oportunitate? Dacă tu, deci cum poți să reconciliezi ideea, avem standarde duble, dar avem egalitate de oportunitate? Pentru ei așa. Ți-am zis care e trucul. Deci tu când vii, orice distribuție le-ar da. Pe la nu l-am înțeles. De asta am mai zis. Păi de-aia vreau să te repet, pentru că mie mi se pare că e și o observație mea originală. Tu te duci la orice distribuție, de exemplu, femei în armat, așa, gay în armat și zici, așa, egalitate de rezultat. Iar el răspunde, deci la absolut orice distribuție, romi nu știu unde, în administrație. Așa. Nu e egalitate de rezultat. Egalitatea de rezultat era aia comunistă cu salarii egale. Asta se numește egalitate de șansă. Ei fiind în armată, pot participa în mai mare măsură la viața cetății. Înțelegi? E o șansă pentru altceva. Tu când zice egalitate de rezultat, el zice nu, egalitate de șansă. Pentru ce? Îți găsește el ceva. Te-am zis, cel mai general e participare la viața cetății, participare la nu știu ce. Eu ofer șansă, nu ofer o egalitate comunistă. Nu sună... De asta, și asta este răspunsul. Și asta este răspunsul pentru care nu poți să ai niciodată o discuție cu cineva care este rău intenționat. Sau educația, fii atent. Deci dacă noi vorbim despre culori și tu începi să-mi vorbești despre muzică, nu putem să continuăm discuția, știi? Ce? Adică eu vorbesc de faptul că reprezentarea în armată este rezultatul și tu îmi spui, nu, aia este șansa. Nu! Vorbim despre reprezentarea în armată și tu spui, nu, este șansa pe care o au de a participa. Ok, bun, deci vorbești despre altceva, nu mai vorbim despre același lucru. Ba da, șansa pentru un trai. Ba nu vorbim despre același lucru, punct. El așa o vede. De asta spun, nu poți să continui o discuție cu cineva care e rău intenționat în felul ăsta. Nu, el așa gândește, îi dai niște locuri la ASE, locuri afirmative, să zicem. Nu o să mă faci să-l diagnostichez, că există un cuvânt cu valoare de întârziat pe care aș putea să-l folosesc foarte ușor. El o să zică de locurile alea că nu sunt egalitate de rezultat, o să spună că sunt șanse pentru un trai mai bun. Uh-huh. Pentru integrare pe piața muncii, pentru participare la viața democratică. Asta e șmecherie. E albă? Nu e. Cum nu? E albă. Nu e. E neagră. Uite, partea asta alta e neagră. Nu e. Na. Eu vreau să zic că e foarte compatibil cu leftismul și aia e vedeta lor roz. Uite, inclusiv asta cu poziții deschise, dar nu, hai să renunțăm la alea publice. Pe piață. Poziții deschise pe piață. Teoretic, ce zice Mises? Capitalismul nu mai e societatea feudală a statusului, oricine poate să ajungă oriunde. Hmm? Ei ce zic? Păi da, dacă un drum vrea să ajungă nu știu ce și aia nu, sunt rasiști. Corporația e rasistă. Eu ca... Perfect. Pierde bani. Eu ca
leftist interzic asta. Și așa îi permite accesul. Deci ăla n-are voie să discrimineze. În libertarianism are voie să discrimineze. Dacă nu vrea să-l numească, nu-l numește. Ori eu, înțelegi, de-aia simpatizează lumea cu... Adică seamănă foarte mult cu... E foarte compatibil cu leftism. Ideea nu o înțelegi tu. Iar chestia cu săraci e mai degrabă socialist tradițional, știi? Deci dacă te uiți și la filmele astea cu idei leftiste, astea sunt obsesiile. În armată, prezența femeilor în armată, prezența femeilor administrative. Deci ideile stânciste care circulă, știi? Aia cu... Deci punct 2.2, principiul 2.2 ăla, că ajutăm, accept inegalitatea, dacă o distribui în favoarea săracii, e mai degrabă socialism tradițional, știi? Social-democrație tradițională, ajut săracii. În timp ce primul mi se pare mai compatibil cu leftismul, cu gen și minorități. Hai să intrăm în partea aia mai sensibilă de la... Mai rămas? Da, de la... Deci felul în care Humer demontează argumentul lui Rawls pe partea de logică. Ah. Acolo m-am blocat eu. Deci, păi, dacă te gândești la ultimele mele observații, mai degrabă n-ar avea dreptate cu Humer. Dacă asta e intenția, cu puține îți trec filtrul ăsta de care vorbeam. Filtrul ăsta leftist. Uite, nazismul poate să-ți treacă testul ăsta? Are nazismul funcții de publice deschise pentru toți? În mod clar, nu. Pentru că evrei n-ai funcții. Are poziții deschise pe piața liberă? Așa. Un concurent ar putea fi, da, capitalism, care într-adevăr e deschis. Deci ai niște situații de rasism, știi? Dar în mare, în general, da, oricine poate ajunge orice. Nu, eu mă refer la argumentația asta. Știu, despre asta vorbesc. Despre unicitatea, care e pointul lui Rawls? Că doar asta selectează. Deci condițiile alea de rezonabilitate și nu știu ce, selectează doar ce am zis eu, la principiile alea. Deci și critica lui Humer putea fi, nu frate, îți selectează și altceva. Libertarianism, nu știu ce. Păi și n-am vorbit că îl selectează? Păi, eu ce încercam să zic e... Pot spune că... Adică la unele e clar că nu le selectează. Ți-am zis, nazismul nu îl selectează. Ca sistem, dar, vrei să spui. Da, dacă înseamnă funcții publice. Și acum vorbim strict de principii. Poate Humer are în vedere statul, nu? Argumentația umărare, pentru statul. Humer are în vedere statul și are... Și în sensul ăla... Și are în vedere nu neapărat statul, cât procesul general. În sensul de... Deci nu... Humer nu contrazice ce nu iese de nu acolo. Nu se le trebuie. Deci am vorbit libertarieni, îți bifează chestiile alea cu ignoranța și nu se le trebuie. Deci asta, exact asta spune Humer. Că, unicitate. Îți, da, că, unicitate. Nu, că din procesul respectiv de mint... Mă rog, spăla pe creier, da, situația originară, da? Nu îți iese numai asta. Da. Asta era, asta e argumentul lui Humer. Că, de fapt, argumentul lui Rawls e în felul următor, că un sistem S, să spunem, da? Poate fi ajuns la el printr-un raționament care satisface premisele P, da? Dacă un principiu moral poate fi, dacă se poate ajunge la un principiu moral printr-un raționament care satisface premisele P, atunci acest principiu este corect. Deci, sistemul S care satisface principiile premisele P este corect. Ăsta este argumentul. Și Humer introduce ideea că nu, că... C-ul trebuie să-ți selecteze, scuză-mă, că P-ul, premizele P, trebuie să-ți selecteze sistemul S în mod unic. Nu, asta zice Rawls, el doar descrie cum ar poziția lui Rawls. Critica lui e că nu selectează unic. Adică Rawls se-l zice, dar orice alt sistem găsești, dacă îți bifează proprietățile, e identic cu al lui. Că asta înseamnă identitatea indicenabilor. Înțelegi, dacă găsești un Y cu proprietățile alea, e identic cu X. Adică cu sistemul lui. Iar contraexemplu care va fi? Uite unul care ți le bifează, dar nu e identic. Uite, libertarianism. Sunt rezonabil, sunt inteligent, sunt nu știu ce. Nu sunt motivați de... statutul social. Da, de și... rasă, de, nu știu, de poziția viitoare din societate. Libertarienii nu sunt motivați. Și nu sunt motivați, sunt
mai, aș spune, sunt mai nemotivați de rasă decât socialiștii, da? Că legile antidiscriminatorii, da? Pe criterii de rasă, gen, prostii, alea sunt prin definiție motivate. Tu spui nu că sunt împotriva, da, dar sunt acolo. Nu, pe când, când pentru libertarian e perfect transparentă. Leftism e rasist, nu are sens să ne ascundem. E rasism antial. Și n-a zice că încă e rasism, suntem, eu aș, eu aș spune, eu aș spune că încă nazism. Suntem la 5-10 ani distanță ca ceea ce ai spus tu să fie în fereastra Overton de acceptabilitate. Eu mă chinui cu ideea asta de șase ani. Și a fost leftismul are deja 80 de ani, am îmbătrânit, nu mai excită, nu mai. Și dacă susține UE. Foarte... Ce înseamnă dacă UE susține o chestie, înseamnă că e obosită. Dacă UE susține digitalizarea administrației, adică ea să aibă calculatoare. Deci cele două mari argumente, unul e că nu obții acordul. Uite, libertarienii zbifează chestiile alea și nu sunt de acord. Da. Deci sunt inteligenți, sunt raționali și nu sunt motivați de... poziția viitoare. Viitoarea, da, de poziția viitoare. Și doi, chiar dacă ai obține... Nu, pardon, chiar dacă ar fi rezon, pentru că dacă ai obține acordul, poți să-l impui că teoretic lumea consimtește. Deja nu mai ești, deja dacă obții acordul, nu mai ești în situația asta. Și asta e ideea. Deși și aici de discutat, că discutarea mai adinea orică un acord posibil, nu înseamnă un acord real. Adică dacă suntem de acord în principiu, vreau să spui, sau? Poate aș fi de acord, deci nu rezultă că sunt de acord. Vorbim despre vânzarea unei case. Dacă eu zic poate aș fi de acord, aia nu înseamnă că sunt de acord. A, da. Înțelegi? Clar. Clar. Adică bine, logică P implică se... posibil P, posibil P nu implică. Da, el are chestia asta undeva discutată. Ai zis că, mi se pare chiar și Rawls spune, sau dacă nu el, nu mai știu cine altcineva, și mi-a adus aminte de o altă chestie, că exact asta, că cumva argumentul în sine este, stai să-l găsesc exact. Era ceva acolo, era ceva cu A și B și o să-mi sară în ochi imediat. Dau de el. Mie îmi plac exemplele lui Homer. Exemplul acela care există niște naufragiați pe o insulă și unii se apucă să omoare toate animalele de pe insula respectivă și pentru a supraviețui. Alții se gândesc pe termen mai lung, poate stăm aici un an, poate stăm 10 ani, hai să raționalizăm animalele respective, să se mai înmulțească, să ne ajungă mai mult timp. Și dacă au drept sau nu au dreptul persoanele raționale să impună, să impună ceva, să facă coerciția împotriva celorlalte persoane, știi? Și am vorbit noi pe drum de chestia asta și m-am gândit așa, dom'le, dacă putem aplica o dată distribuția asta lui Rawls, adică în sensul de, pardon, să se folosească, pentru că este poziția mai rațională și utilitar, folosind utilitarianismul, prez mai mult timp dacă se impune raționalizarea animalelor, dar dacă am impune, să zicem, sau dacă am lăsat libertarianism și drepturile de proprietate privată, unii oameni ar apropia niște animale, alții alte animale, unii ar le-ar ucide pe alea, alții le-ar lăsa să se înmulțească, ea n-ar trăi, să presupunem că n-ai... Libertarianismul nu ucide, poți să fii și ecologist ca libertarian. Păi da, dar zic să presupunem că n-ai... Își folosesc... Nu se mulțesc în timp util, adică... Na, să presupunem că e foamea mai acolo. Mare decât timpul de reproducere. Da, zicem că se putea. Era un exemplu de stat, tot așa, ipotetic, abstract. Bine, dar să nu mai spunem că ok, ești pe insulă, poate ai pești, poate ai ocean, poate să rezolvă altfel problemă. Da, doar animalele lucrez cu materialul. Na. Uite, asta, am găsit ce căutam, era un pic mai în față, dar ideea e asta, că o teorie cere ca toate
obiectele care au trăsătura A să aibă și trăsătura B. Și ăia care vin în apărarea teoriei ți-o apără cu următoarea idee. Păi dacă are A, poate să aibă B. Un obiect care are A, poate să aibă și B. Mm. Și asta ei consideră că ți-au apărat teoria. Care este un cadru, trebuie. Da. Și ăsta e... Adică, ăsta e genul de raționament care l-am întâlnit foarte des în avansarea propagării leftiste. Mm-hmm. O să... Hai să nu dăm cazuri care să fie usturătoare, dar niște chestii care în urmă cu 5-6 ani erau de bun simț, da? Romanii puteau să fie și negri. Că da, ei luau sclavi de peste tot, era un proces de liberare a sclavilor, mai ales dacă sclavul se înscria în armată sau tu puteai să trimiți sclavi în armată în locul tău și ei își câștigau astfel libertatea după ce serveau o perioadă de vreme, da, și deveneau liberi și cetățeni. Odată ce treceai prin armată, îți câștigai și cetățenia. Civic, da? Civic roman. Da. Nu da. Etnic. Civic roman. Ok. Deci, A poate să fie B. Un cetățean roman poate să fie negru. Da? Treci de la asta la un show care prezintă viața din insulele britanice sub ocupație romană, în care erau jumate, inclusiv patricieni, deci deja nu mai vorbim de cetățeni de bun de patricieni, negri. Ce și era documentar? Păi, nu. Nu, era propagandă. Nu, mă gândeam că poate era un film de la gen Mel Brooks, știi, erau amistoși. Știi că erau negri, papă. Da. Și așa mai merge. Nu, aberează. Sau o altă chestie găsesc... Găsesc mormântul uneia din nord, o nordică, așa că avea și în mormânt avea și haine de, avea armură, săbii, chestii în mormântul unei femei. Da? Ah, e clar. În cultura vikingă femeile erau la egalitate cu bărbații, se duceau la bătaie, toată lumea, ba chiar mai mult. Aveau roluri non-tradiționale de gen, e teoria acceptată. Poate și mergem cu ea mai departe. Poate erau, știi? Mai multe, dar nu erau. Nu, una. Avem una. La fel cum în cazul, de ce, în cazul Cheddarman, știi, Cheddarman, cel mai vechi schelet găsit în Marea Britanie, da? E în zona Cheddar. Da? Ok, era negru. Oh, britanicii erau negri. S-a... Nu, dar nu crezi că la vikingi, uite, te uiți la film. Hai zicem, filmul e film. Hai, dar poate tot erau mai mult. În primul rând, de dragul acuratețe istorice, da? Vikingi nu există. Vikinga erau ocupați. Da? Vikingi ca popor nu există. Erau nordici, de diferite triburi nordice. Vikingarea era o ocupație, în sensul că strângeau arme și plecau la bătaie. Da? Aia era vikingarea. Mergeai într-o vikingie. Păi și ei care practicau vikingie erau... Nu era un popor viking, ci era un popor nordic. Păi știi, ca și cum mai spune căldărarii, da? Căldărarii, fierarii, cocalarii, da? Nu-s români, ei sunt căldărari, fierari și cocalari. Nu, frate, sunt români. Așa, dar ce vrei să zici cu vikingii? Că poate... Chiar frecvența în termen cantitativ, știi, erau mai față de român, față de... S-ar fi stins. O societate care își trimite femeile în prima linie se stinge. A, că mor și... Păi care mai era? Că dacă nu e rezonabil, deci era doi, nu ai acord și al doilea că chiar dacă e rezonabil, nu e ok să-l impui. Asta e viziunea capitolului. Mm-hmm. Da. Okay. Chiar dacă sună bine, uite că ajung să rască. Nu știu ce. Păi și e ok să obligi oamenii? Cum ar zice? Nu e. Chiar dacă e rezonabil. Da. Și dacă e o ofertă de muncă, la asta mă zic. Da, asta vreau să zic, da. Aia e condiționat, ai... Ești în pipera, ești... Salariu super bun. Dar ce n-ai. Da, așa. Salariu, mașină,
tot telefon, apartament de serviciu. Nu vrei, dacă nu vrei, el n-are dreptul să-ți impună vino la serviciu a doua zi mâine viață, neapărat. Da, te aștept mâine și dacă nu, te dau afară. Bine, dăm afară, ok, asta ar fi cea mai ieftină rezolvare a situației. Rezonabilitatea unui sistem de organizare a societății nu este un motiv suficient pentru a impune tuturor chestia asta. Da, bun simț. Vorba aia, asta e da. Ideea. Și tu aveai, zisese mai devreme, înainte să începem să filmăm, zisese ceva de pandemie. Care mi-a plăcut, care se aplica aici. Nu știu, eu vreau să... Că sună rezonabil. Că sună rezonabil, nu? Da, că sunt arăzunabil, dar era într-o situație tip lifeboat. Deci actualmente toate statele transformă orice subiect într-o situație de tip lifeboat. Dacă nu facem într-un fel, murim toți. Atunci trebuie ca eu să dictez ce se întâmplă. Asta e... Pentru că e o chestie de impact, uite și socialismul, știi? Deci e o chestie de impact, să zici. Deci, era în cerșa, domnule, lumea nu e o lifeboat. Deci nu e, lifeboat e câteva cazuri și puțin frecventor socialiștii vor să creeze impresia asta că deci mor milioane de oameni de foame. Deci Bernie Sanders când vorbește de sărăcia în America, impresia ta e că ăia mănâncă, nu știu, de Sfânta Marie. De... Da. Da, mor deci nu că au bani de... Și vorba aia, dacă stai să privești lucrurile așa, știi, un pic detașat, iar trebui să-i crape obrazul de ruși, să-i crape sufletul în două. Bine, e politician, nu suntem, și e politician socialist, nu suntem siguri care e suflet. Dar ideea e că ar trebui să-i crape sufletul în două, numai când se gândește că, la felul în care descrie el săracii din America, felul în care subzistă săracii din Africa. Da. Că, sau să împartă banii dacă e milionar. Ca să nu mai vorbim de fapt că el, că el personal e milionar. Da. Nu făceau ăștia mișto de el, că nu se mai are milionar. Da, exact. Cumva a dispărut din discursul lui obișnuit de, care era deci împotriva, ajunge miliard, împotriva millionaires and billionaires. Dintr-o dată când el a devenit milioner, a dispărut millionaires din discursul lui. Asta e, s-a dus. Nu mai avem ce să... Nu ne mai supărăm, e vorba aia, nu-ți dai singur cu stângul în dreptul. Da, ideea de bază era asta, dacă cumva în numele consimțământului ipotetic se poate impune ceva. Și răspunsul este că da, teoretic, în baza consimțământului ipotetic se poate, s-ar putea impune ceva. Dar ce avem noi aici, adică statul care e... astăzi nu bifează criteriile respective. Da? Adică, unu, suntem capabili să ne dăm consimțământul și nu-l dăm. Da. Unii n-ar fi de acord cu el nici în vecii vecilor, da? Și aici nu e vorba numai de libertarieni, da? Sunt destui monarhiști tradiționaliști care n-ar fi de acord cu România care este astăzi. Nu poți să-l impui, da, și comuniști, nu poți să-l impui în virtutea fair outcomes, în virtutea rezultatelor drepte, rezultatelor, da, juste, exact, că problema cu rezultatele juste se pune pe ce criterii, în ce criterii ai ajuns la ele. Și, de fapt, el intră în toată teoria rosiană pentru a încerca să scoată din ea, s-o potrivească cu justificarea pentru autoritatea politică, așa cum el, că de asta am intrat în toată partea de consimțământ, pentru justificarea pentru autoritatea politică, așa cum am procedeu descris-o în primul capitol. Da? Cu două episoade în urmă, episodul 216. Și nu poți să ajungi, adică nu bifează acele cinci criterii, nu bifează destul din ele ca să scoată destul.
nu e nici suficientă, nu e nici unică, am discutat și de asta, nu... Și da, și criteriul de ăsta de corectitudine, practic, neagă, cum să spun, neagă teoria subiectivă a valorii, dacă e să... Ce? Să ne gândim la... Ce ai zis? La ce? Ăsta, criteriul de corectitudine. Deci... A, că nu ia tot în calcul. Da. Nu ia toate valorile. Uite, pot spune de ce nu e libertatea. Ba da, o iau în principiul. Păi da, dau un eci în doi. Exact. E tot o chestie cu de toate. De-aia place la toată lumea. Că ai și totuși nu e totalitarism. Ai și libertatea, ai și necesitate și egalitate. Poate în capitolul următor cu democrația, poate totuși vor învinge etatiștii. Să-și legitimeze autoritatea politică. Greu de crezut. Dar uite, ziceam că o chestie mi-a plăcut. Deci eu prima oară când am trecut prin capitol și am început să citesc partea aia în care descrie el felul în care își imaginează Rawls revenirea la societate, la condiția aia, mi-a plăcut raționamentul din spatele lui. Știi, ca de obicei un socialist pleacă, poate să plece la drum de la o idee bună, dar ajunge la... Raționamentul din spatele lui era așa: hai să ajungem la un principiu, da? Cu care suntem toți de acord. Deci hai să universalizăm o valoare, practic, da? Și după aia, plecând pe o linie logică, deși el nu mai urmează, asta e problema, că la el nu mai urmează logica, da? Dar plecând pe o linie logică, oricine ești, atâta vreme cât pleci din punctul A și urmezi un raționament logic care păstrează, da, valoarea de adevăr, o să ajungi în același loc la un moment dat. Dacă nu introduci, dacă nu scapi nicio greșeală, o să ajungi în același loc. Primul era principiul non-agresiunii. Ideea e că nu ajunge corectitudinea formală. Uite, zice și Hummer că dacă ai un dement care crede că, nu știu, provocarea de suferință altora e o chestie bună, o pui în premize, asta o să-ți și iasă în concluzii. E bine să-ți placă suferința altora. Lucrez cu, cum zicea eu aș spune împotriva ăstea că de noi folosim pentru ăla fix cuvântul dement, tocmai pentru că se comportă într-un fel în care execută o contradicție performativă. De ce? Pentru că dacă e să abstractizezi, deci presupunem o acțiune, da, care cauzează suferință. Da? Și dacă este să o abstractizezi, tu știu, trebuie să te situezi de ambele părți ale acțiunii. Să fii de acord cu ea. Uh-huh. O generalizezi. Numai așa poți să o aduci la o formă general valabilă. Știi? Poate relativ, poate nu interesant. Păi dacă e universalist. E relativist, atunci sigur o să se piardă pe drumul ăsta de la încolo, că o să zică, păi da, ce e și logica, de ce n-ar fi și logica relativă? Știi? Nu, poate să păstreze, dar nu iese de ce a pus. Îi iese că nu. De ce? Că așa îmi place. Cam asta a fost cu capitolul al treilea. Avem vreo întrebare pentru salutarea la noi? Da, am putea spune că, uite, țin cont că am trecut de o situație care s-a numit pandemie și au fost impuse niște restricții. Considerați că Arafat a avut consimțământul nostru ipotetic ca să ne închidă în casă? Spuneți jos, da, a avut consimțământul ipotetic? Nu, nu a avut Arafat consimțământul ipotetic al românilor pentru a fi închiși în casă. Și după aia, dacă vreți să elaborați, puteți să vă dați cu părerea și despre situația vaccinării anti-obligatorie. Yes. În ce măsură se aplică la fel la
la situația asta. Sunt, o să fiu interesat să citesc comentariile și promitem că dacă găsim ceva cu adevărat original, îl adresăm, îl adresăm în episodul viitor. Pentru Costel Stăvărahe, Gabi Munteanu, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi. Vă mulțumim pentru atenție și vă rog în libertate, că e mai bună decât toate.